Nu sunt rare ocaziile în care polițiștii giurgiuveni descoperă produse alimentare, în special carne, care sunt destinate comerțului fără a deține documente de proveniență, deci și fără a fi verificate sanitar-veterinar. Astfel, cumpărătorii sunt expuși unui mare risc, având în vedere că nu au cunoștință de unde provine carnea și cât de sănătoasă este. Nu departe de weekendul care a trecut, polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice, împreună cu polițiștii secției Ghimpați, au desfășurat o acțiune pentru combaterea comerțului ilicit de carne și produse din carne, în urma căreia au identificat un bărbat de 48 de ani din Roșior de Vede care transporta carne și brânză. În mașina acestuia s-au găsit peste 650 de kg de carne de vită, carcasă și 200 de kg de brânză, fără a deține documente care să ateste proveniența mărfii. Pune invers pe ăla, pe ăla. Să poate pune asta. Nu trebuie să faci, așa. Polițiștii au dispus măsura sancționării contravenționale cu amendă în valoare de 500 de lei, iar carnea și brânza au fost indisponibilizate de polițiști și reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Giurgiu în vederea distrugerii.